Specialiștii Direcției Sanitare, Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Maramurei și-au descoperit prezența E. coli verotoxigene în două cazuri din cele nouă probe prelevate luna aceasta. Bacteria a fost identificată pe suprafața unei carcase de ovine și în carnea tocată, amestec, vită și porc. În unitățile respective au fost dispuse măsuri suplimentare de igienă pe fluxul tehnologic, produsele nemai fiind identificate în stoc. DSVSA va supraveghea respectarea și eficiența eficiența măsurilor dispuse, se menționează în comunicatul de presă al DSVSA Maramureș. În cursul lunii septembrie, specialiștii Direcției Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor au efectuat controle riguroase la toate unitățile de producție de pe raza județului Maramureș. Au fost inspectate carmangeriile, abatoarele, fabricile, inclusiv dozatoarele de lapte din județul nostru.